Și nu rămâne după moarte știința, elocința, averea, averile, bogățiile, ci rămâne bunătatea. Nimeni nu este mai iubit decât Sfântul Nicolae, făcătorul de minuni, ierarhul simplu și blând, care pentru erezia lui Arie l-a pălmuit pe acesta și Sfântul Împărat Constantin l-a aruncat în temniță, luându-i în semnele slujirii sale de arhiereu. Nimeni nu este mai iubit decât Sfântul Spiridon, care în Grecia, după cum se cunoaște, poartă numele acesta, foarte mulți dintre credincioși și credincioase poartă numele Sfântului Spiridon. Înțelegem din acesta că Harul lui Dumnezeu strălucește în fiecare dintre oameni și că Dumnezeu, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, le-a ales pe cele slabe ale lumii acesteia ca să rușineze pe cele tari, pe cele puternice. Vă felicităm din toată inima pe cei care purtați numele Sfântului Spiridon și să-L prăznuiți cu credință, să încercați să fiți deschiși comuniunii la care Dumnezeu ne cheamă, pentru că nu întâmplător, iată, la doar 2 săptămâni de marele praznic al întrupării Domnului, în ambianța aceasta a colindelor, pe care le auzim și prin intermediul radioului Trinitas și al televiziunii Trinitas, ale Patriarhiei Române, ne umplu sufletele de speranță și ne dăm seama că lui Dumnezeu îi pasă de noi, îi pasă de fiecare dintre noi. Este important, iubiți credincioși, să nu se împuțineze credința noastră, să nu abandonați mersul la Sfânta Biserică. Când vă e greu, cereți ajutorul preoților, persoanelor consacrate, ca și ajutorul credincioșilor care duc o viață cu adevărat morală, o viață ancorată în credință, oameni cărora le pasă, oameni care nu sunt ignoranți și aroganți, așa cum spunea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru că ignoranța, neștiința, merge mână-mână cu aroganța aceasta. Foarte multe persoane desconsideră biserica și nu-și dau seama de acest mare păcat care lipsește de harul lui Dumnezeu și de posibilitatea de a se mântui prin acest har. Să știți că nu despre cină, mese și agape și ospețe, mai ales în perioada aceasta care precede Crăciunul, nașterea Domnului, a vrut să ne vorbească Evanghelia de astăzi. Și despre agapa la care suntem chemați cu toții, acolo unde pe Sfântul Prestol pâinea și vinul se prefac în sângele, în trupul și sângele Domnului. Dacă nu veți mânca, spune Mântuitorul Iisus Hristos, trupul și sângele meu, nu veți avea viață în voi. Nu putem să ne lipsim de antidotul mântuirii care este Sfânta Împărtășanie. Nu putem să ne lipsim de botezul dulce al lacrimilor care este pocăința și regretul pentru păcatele noastre. Fiți lumină pentru oameni. Pentru că spune Scriptura, dacă lumina care este în tine este întuneric, atunci întunericul cu cât mai mult. Strălucească și nouă, păcătoșilor, lumina ta cea pururea fiitoare, spunem într-o parul nașterii Domnului Iisus Hristos. Și fiți mai plini de omenie, destul că societatea în care trăim este dură. Este prea dură pentru cei care sunt sensibili, pentru cei care sunt delicați, pentru cei care au suferit deja traume din partea celor dragi și apropiați. În criza aceasta în care se confruntă lumea întreagă, mapamondul însuși, sunt alte lucruri care pot să ne dea bucurie și care ne pot să ne dea măcar sănătatea trupească, sănătatea sufletească. Nu trebuie să ne pierdem mințile, nu trebuie să ne pierdem cumpătul, nu trebuie să deznădejduim, pentru că deznădejdea este păcat împotriva Duhului Sfânt. Sunt foarte mulți oameni necăjiți care au rămas fără servici, care au rămas fără salarii, care abia dacă mai pot trăi de pe o zi pe alta. Rugați-vă lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va trimite oameni care să fie oameni pentru oameni. Omul este semenul nostru și trebuie să ne ajute. Și ajutorul, să știți că vine de multe ori de acolo de unde nu vă așteptați. Când căutăm soluții la om, când căutăm soluții la rude și la prieteni, uneori ele întârzie să vină, dar întotdeauna să nu ignorați cealaltă cale, care este calea sublimă a împărăției și ajutorul care vine de la Dumnezeu, după cuvântul liturgii care spune că tot darul cel desăvârșit și toată darea cea bună de sus este pogorând de la tine, Părintele Luminilor. Amin.